am reușit și am adus-o și pe mama la sală. Ea este primul meu elev, ca să zic așa, de un an de zile. Am prins și trenul, al trendului acesta către dezvoltarea planului de fitness din România și practic ăsta a fost un beneficiu și un noroc, să zic, al meu. Am zis că împreună vom putea duce standardele fitness-ului un pic mai sus. În cei 5 ani de zile am format undeva la peste 2500 de instructori de fitness, tehnicieni, nutriționiști și instructori aerobic în toate cele 13 orașe. Tu, ca antreprenor, practic răspunzi și de angajații tăi și de colaboratorii tăi și de proiectele tale în sine. Răspunzi și cu bani și cu timp. Eu afacere de viitor. Cât timp va fi foarte multă mâncare pe piață, fitness-ul va lua amploare. România Fast Forward. Miercuri în jurnalele de știri și duminică de la 14:30.